Ajutorul de serviciu Silviu Pumpariu și portă o fustă de pudel cumpărat de la periferie. Investigațiile mele asidue au descoperit informații care ar putea să prevină un viitor dezastru la zoo. Păstrați ideea! Tocmai am văzut un dinozaur ce cântă la acordeon îndreptându-se spre Dimsdale. Ceea ce ciudat! Habar n-aveam că mai există acordeoane! Oh, nu! Silviu a văzut dinozaurul! Să dispară! Dispărut. Timmy, priza asta îmi gâdi la maracasurile! Și acum pregătiți-vă pentru imagini în exclusivitate cu un dinozaur care cântă la un instrument ce nu-i va aduce uimită! Sunt Silviu Pumpariu și vă jur că era aici un dinozaur! Acum mă simt groaznic și nu doar pentru că șosetele mele nu se potrivesc cu fustă de pudel! Putea să iasă rău! Mie îmi spui? Dacă dinozaurul voia o iubită, trebuia să cânte la maracas! Timmy, e riscant să-ți pui dorințe aici în câmp deschis! Îți dai seama? Dacă te prindea Silviu, ai fi apărut peste tot la știri! Ai dreptate, Wanda! Hai să ne întoarcem mâine că nu e aici! Bine gândit, Timmy! Ultimul lucru pe care vrei să-l faci este să atragi atenție inutilă asupra ta! Un bănuț! Ei, ne-am întors la periferia orașului și nu e nimeni pe aici! Prieteni, dați-mă un vulcan care erupe cu jeleuri! Serios? Chiar vrei asta? Nu te-ai gândit să ceri o șapcă de o culoare masculină și pe mărimea capului tău? Zise soțul meu care poartă fustă cu volane! Ce? Merge cu maracasurile! Îndepliniți-mi dorința și gata! Sunt reporterul de serviciu Silviu Pumpariu. Înapoi la periferia orașului cu știri de ultimă oră, care ar putea împiedica aceste clădiri construite prost să dărâme. Stați puțin, un vulcan care aruncă jeleuri a apărut ca prin minune. E un dezastru de proporții uriașe. Îmi voi pune cameramanul să se întoarcă încet și dramatic către el. Oh, nu! Nu iar Silviu Pumpariu! Faceți vulcanul să dispară! Dimsdale, pregătește-te să fii uimit de aceste imagini cu un vulcan magic de bomboane! Vai, vai! Iar nu mai e nimic acolo! Sunt Silviu Pumpariu și vă zic că-mi pierd mințile! Nu prea cred că dorința asta cu invazia extraterestră a fost așa de bună! Liniștește-te, Wanda! Nu-i șanse ca Silviu Pumpariu să fie la periferia orașului 3 zile la rând! Sunt reporterul de serviciu Silviu Pumpariu, la periferia orașului a 3-a zi la rând. Sunt la restaurantul Periferia, unde clienții adorm în mod misterios. Fără nicio legătură și posibil doar în mod imaginar, un băiat castor a fost văzut urmărind o navă extraterestră. A mai văzut cineva asta sau eu am înnebunit complet? Nu, frate, George. Am văzut și eu. Mulțumesc, câine vorbitor! Câine vorbitor! Repede, filmează asta! Întoarce-te, grăbește-te! Nu e niciun câine, frate. Sunt Silviu Pumpariu și eu oficial. Am luat-o razna! Urmează un interviu exclusiv cu fericitul reporter Silviu Pumpariu, care s-a retras și trăiește în pădure. Da! M-a nimerit direct în maracas! Ești bune, Timmy? Silviu Pumpariu a nebunit! De ce e asta o veste bună? E o veste bună pentru mine! Eu sunt noul prezentator! Uite, mi-au dat chiar și fostele haine de reporter ale lui Silviu Pumpariu! Au zis că va fi greu să umplu golul lăsat de Silviu Pumpariu! Dar au mințit! Purta pantofi 35! O să încerc să-i alergesc coborând scările astea abrupte de la pivniță! Găleată de cuie! Știre fulger! Nu m-am gândit la asta! Wow! Dar e tare entuziasmat cum va fi noul reporter al orașului! Cine știe? Poate se va dovedi că e un reporter bun! Sunt dasul reporterilor, tata lui Timmy, și am știri de ultima oră! Vi le spun acum! Mă dor picioarele pentru că port pantofi de doamă, mărimea 35! Și chiar acum am primit brânzul! Mulțumesc, cameraman pe care nu-l cunosc! Salut, Timmy! Iau brânzul la TV! Sunt tatălui Timmy, la restaurantul Periferia și vă zic... Ce caut aici, cameraman? Deja am luat prânzul la televizor! Grădina Zoo. Sunt tatălui Timmy în mijlocul Africii! Frate, ești la grădina Zoo! Salut, Timmy! Sunt în Africa! E grozav! Silvia a dispărut și tata e știristul orașului, poți să-mi pui iar dorințe la Periferia!
Am cercetat un pic și se pare că doar reportajele de serviciu ale lui Silviu Pompariu țineau Orașul Unit. Se afla la periferia orașului pentru că voia să dezvăluie știri care ar fi putut preveni tot dezastrul ăsta. Și cum eu l-am înnebunit de cap, este vina mea. Timi, Timi, Timi. Știu, am dat-o în bară. Nu, mereu spun Timi, Timi, Timi. Înainte să reșim de la atacul unei vulpi. Și vă spun că am trecut la o viață împlinită de ratat nebun în pădure. Sunt așa nefericit. Domnule Pompariu, nu sunteți nebun. Toate lucrurile erau adevărate. Eu și prietenii mei le-am văzut. Avem chiar și fotografii. Nu-i așa, prieteni umani fără pic de magie? Da. Ia te uită. E dinozaurul care cântă la acordeon, vulcanul de geleuri și băiatul Castor care urmărea o navă extraterestră, deci nu sunt nebun! Da, că e complet normal să porți un televizor în cap! Zise soțul meu cu fustă cu volane și maracas pline de carne! Ce zici, Silviu? Mergem să prezentăm știrile! Sunt Silviu Pompariu și vă anunț că mă întorc la 6 și la 11, sport și vremea la și 10! Ups! Am uitat că hainele mele sunt la tătălui Timi. Știre bombă, acoperiți-vă ochii până pune o fustă de pudăl și șosetele. Sunt Silviu Pompariu și vă anunț că aceste clădiri se dărâmă deoarece constructorii au încercat să reducă din costuri înlocuind grinzile cu bețe de înghețată. Poate că nu țin clădiri bețele astea, dar înghețata e tare bună. Salut, Timi! Linghi înghețată de pe o grindă! Sunt Silviu Pompariu și vă spun că restaurantul Periferia a înlocuit friptura de vită cu un curcan mai ieftin, făcându-i pe client să adoarmă. Salut, Timi! Tocmai am mâncat o friptură mare! Sunt Silviu Pompariu și vă spun că maimuțele au ajutat animale periculoase să evadeze de la zoo. Se pare că au luat lecții în secret pentru a deschide încuieturi și a furat din buzunare. Wow, pantofii așa sunt tare ascuțiți! Salut, Timi! Spune-i mamei să-mi anuleze cardurile! Felicitări, domnule Pompariu! Ne bucurăm că v-ați întors! Sunt Silviu Pompariu și mă bucur că am revenit! La 6 și la 11! Aș vrea să-i înmânez lui Silviu Pompariu premiul pentru cel mai bun știrist, pentru reportajele care au salvat orașul! Mulțumesc, domnule primar! Dar nu aș fi reușit fără ajutorul unui băiat pe nume Timi Turner! Mulțumesc, domnule Pompariu! Toți! Eu nu primesc niciun premiu pentru reportaje? Ba, sigur că da, tata lui Timi, primești premiul Edward Hair Blooper. Super! Îl pun la colecția mea de premii. Va fi primul fără numele lui Dinkelberg pe el. Am pus o maimuță să le fure pentru mine. Uite, Timi, îți dai seama că e un premiu prestigios?